Un primar devotat pentru orașul său a putut aduce momente unice pentru Ziua Națională a României, cu mâncăruri tradiționale și un decor de poveste. Organizarea evenimentului a fost din propriile fonduri, dar asta nu l-a împiedicat pe edilul Orșovei să le ofere celor prezenți o seară cu tradiții și obiceiuri românești. 5, 4, 3, 2, 1! Zero! Cum ți se pare? Cum ți se pare? Ia uite! Primar devotat pentru orașul său a putut aduce momente unice pentru Ziua Națională a României, cu mâncăruri tradiționale și un decor de poveste. Organizarea evenimentului a fost din propriile fonduri, dar asta nu l-a împiedicat pe edilul Orșovei să le ofere localnicilor o seară cu tradiții și obiceiuri românești. Spre surprinderea mea, chiar au decurs foarte bine, nu mă așteptam să participe un număr atât de mare de oameni care până la urmă se bucură de fiecare eveniment, cât de mic este el. Acesta este un eveniment pe care l-am realizat fără să am o cheltuială de la bugetul localității. Mâncarea, băutura și tot ce am pus la dispoziție sunt din buzunarul meu și cu ajutorul unor prieteni care îmi sunt aproape. Surprinzător de plăcut să constat bucuria din fețele fiecărui participant la acest eveniment. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta și văd plin de lume, ceea ce înseamnă că este un semnal bun pentru autoritatea publică locală. A știut să țină oamenii aproape și suntem în aceste funcții pentru a avea grijă de cât mai mult bun trai pentru cei care ne-au ales să îi reprezentăm cu mândrie în aceste funcții efemere de altfel. Spectacolul de lumini a fost unul pe placul tuturor, dar mai ales pentru copii, care s-au bucurat într-un mod special. Cum ți se par luminițele? Frumos! Îți plac foarte mult? Da! Ești bucuros ce a făcut domnul primar pentru voi copii? Da. Cuvintele de laudă aduse pentru edilul Orșovei nu au încetat să apară, mulțumiți de ceea ce au avut parte pentru Ziua Națională a României și nu numai. Cetățenii țin să sublinieze implicarea exemplară de care a dat dovadă edilul orașului de pe malul Dunării. Cum petreceți dumneavoastră astăzi? Foarte frumos. Eu că am bătrână, tân, dar îmi place și avem un primar, Dumnezeu să ne-l țină, tot în continuare lângă noi. Că a făcut ceva frumos pentru Orșova noastră. Noi asta îi dorim și asta spunem și, și la oricine spun tot așa. Avem un primar, ne-a făcut foarte frumos tot timpul și ne-a făcut și orașul și tot ne-a făcut bine. Mulțumesc. Și noi dorim tot binele din lume să-l aibă. Este o seară foarte frumoasă, mulțumim domnule primar. Sunteți încântată că aveți posibilitatea de a vedea chiar aici în orașul dumneavoastră așa luminițe. Da, chiar suntem bucuroși, mândri. Vă mândriți cu un asemenea primar? Da. Da, foarte bun om. Ce părere aveți despre ce a organizat domnul primar astăzi? Foarte frumos, foarte bine. Bine că ne unește. Finalul serii s-a încheiat cu un adevărat festin culinar, mâncare tradițională, dar și un pahar de vin fiert pentru toți cei care au participat la eveniment.